Domnul să binecuvânteze cântarea de laudă, prezența noastră în dimineața aceasta și tot ce va fi în această dimineață în prezența Domnului. Am venit din nou cu mare bucurie la dumneavoastră și am venit ca în primul rând împreună cu dumneavoastră să laud numele lui Dumnezeu. Să ne închinăm cu toții înaintea Domnului și dacă nu facem nimic altceva în viața noastră și în această zi, dacă măcar am ști să lăudăm pe Dumnezeu, să-i mulțumim Domnului. Psalmistul spune în Psalmul 30, lăudați pe Domnul, închinați-vă Domnului și spune acolo un verset extraordinar, măriți numele Domnului prin laudele voastre. Să știți cum să lăudăm, să știm cum să lăudăm pe Domnul, să înălțăm numele Domnului, să mărim numele Domnului, dacă se poate așa ceva, prin laudele noastre. Să nu treacă o zi, să nu treacă un moment în care să știm să ne închinăm Domnului, să ne deschidem gura și să lăudăm numele Domnului. Și Doamne, dacă ne spune și Tu doar câteva cuvinte în dimineața asta, să ne vorbească apoi Dumnezeu și El să deschidă glasul și vocea Lui să fie auzită în această dimineață. Mulțumiți Domnului împreună cu mine și mulțumesc Domnului, așa cum spunea și fratele Ilie, pentru bunătatea Lui Dumnezeu. Îndurările Domnului nu sunt la capăt, spune Ieremia în plângerile sale, în capitolul 3, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Bună dimineața, fraților! Domnul să vă binecuvinteze! E o dimineață extraordinară! Bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit. Lăudați pe Domnul, închinați-vă Domnului și spune cuvântul Domnului, credincioșia Lui este atât de mare. Credincioșia Lui este atât de mare. Mi-a pus Domnul câteva cuvinte pe inimă pentru dimineața aceasta să vorbesc despre credincioșia noastră față de Dumnezeu. Credința noastră, lupta credinței, viața credinței, cum trebuie noi să fim. Această dimineață marea bucurie și plăcere să fiu însoțit de un frate iubit, de un prieten scump și de un slujitor care slujește cu credincioșie de 13 ani în județul Bacău, în orașul Târgu Ocna și în împrejurim. Este pastor coordonator acolo și mă bucur să fie în această dimineață cu noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să-L binecuvinteze pe fratele George și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi printr-un cuvânt pe care El îl va transmite în această dimineață. Înainte de acestea, doar pentru câteva clipe, vă rog frumos să fiți foarte atenți, am să citesc două versete din cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune lui Timotei niște cuvinte extraordinare, se potrivește foarte, foarte bine cu ce a citit fratele aici. Suntem în niște vremuri foarte interesante și cineva a spus că e atât de greu, trăim într-o lume mizerabilă, murdară, într-o lume atât de grea, atât de greu să fii credincios Domnului și mai mare neadevăr că asta nu se poate spune. Trăim într-o lume murdară, întunecată, mizerabilă, foarte bine. E cu atât mai ușor ca noi să fim deosebiți față de lumea asta. Că dacă lumea asta ar fi așa puțin mai bisericoasă și noi să fim puțin așa mai lumești, suntem ca lumea. Dar când noi trăim într-o lume mizerabilă, slăvit să fie Domnul, imediat se vede lumina, imediat se vede cetatea aceea pe un munte, dacă noi știm să fim credincioși Domnului. Și Apostolul Pavel spune lui Timotei și vorbește despre aceste cuvinte și spune, omule, tânărule, ai grijă, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Și vom vedea care sunt aceste lucruri. Fugi și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire. Nu uitați momentul în care ai mărturisit înaintea oamenilor și înaintea martorilor văzuți și nevăzuți că îl veți sluji pe Dumnezeu toată viața. Nu uitați lucrul acesta. Apostolul Pavel îi vorbește lui Timotei și spune, ai grijă omule, ai grijă tinere, fă lucrurile acestea, pentru că lumea în care trăim într-adevăr este o lume destul de messed up, destul de mizerabilă. Frați și surori, voi cu cine sunteți frați? Cu cine sunteți voi frați? Cu Domnul. Cu Domnul. Și Dumnezeu este în mijlocul nostru în această dimineață. Slăviți să fie numele Lui! Dacă ești frate cu Domnul și nu mă îndoiesc de lucrul acesta și Dumnezeu îți cunoaște inima, înseamnă că ai crezut și crezi încă în singura sursă a salvării tale, care este Domnul Iisus Hristos.
Și dacă îl numești Domn și Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos, înseamnă că trăiești o viață plăcută Domnului. Noi nu trăim ca lumea, noi nu suntem ca lumea, noi suntem oameni deosebiți. Dumnezeu ne cere nouă să ne uităm la El, spune, uitați-vă cu băgare de seamă, adică fiți foarte atenți. În fiecare zi preocupă-te și fii fixat cu privirile tale, cu viața ta, la Domnul, pentru că El este fratele tău, este Domnul tău, este Dumnezeul tău. Și dacă crezi în El, fii plăcut Domnului. Evreilor le spune cuvântul lui Dumnezeu și nouă astăzi, de fapt în 11:6, pentru că fără credință este cu neputință să fii plăcut Domnului și dacă nu ești plăcut Domnului, mă îndoiesc că vei ajunge în locul acela cărora este pregătit acel loc pentru cei plăcuți lui Dumnezeu. Fii foarte atent, spune Apostolul Pavel, el privește la Timotei și atunci ne scrie pentru noi astăzi, fii foarte atent. Un lucru este foarte clar, spune Pavel, ca o idee generală. Viața credinciosului adevărat nu a fost, nu este și nu va fi niciodată o viață confortabilă. Niciodată. Dacă te simți confortabil, ceva nu e în regulă. N-ai cum să fii confortabil când diavolul te atacă și te urmărește și pune capcane și pune piedici în fiecare zi. N-ai cum să fii confortabil dacă ai o viață liniștită, o viață confortabilă, ceva nu-i în regulă, aveți probleme? Foarte bine, foarte bine, așa trebuie să fie. Cuvântul Domnului spune că îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de Dumnezeu. Și nu vin doar să se uite la El, vin să-L izbăvească. Diavolul vine să atace, să sfâșie, să rănească. Și Domnul trimite pe îngerii Lui care tăbărăsc în jurul nostru în fiecare moment și în fiecare clipă. Domnul să ne binecuvinteze. Timotei, spunea Pavel, ai grijă. Observați, vă rog frumos, ce spune în 2 Timotei 2:3. Îi spune lui Timotei un lucru extraordinar. Suferă împreună cu mine. Suferă împreună cu mine. De ce? Pentru că ești un urmaș al Domnului. Nu spune, hei Timotei, condu împreună cu mine, haide să ne bucurăm împreună. Spune, nu. Eu sufer, omule, și te îndemn să suferi împreună cu mine. Viața creștinului nu a fost și nu va fi niciodată o viață confortabilă. Dacă nu credeți lucrul acesta, nu este timp în această dimineață, vreau să fiu foarte scurt, vă rog frumos să priviți în 2 Corinteni 11, de la versetul 24 la versetul 29. Apostolul Pavel descrie câte ceva din confortul de care el s-a bucurat. Și scrie acolo bătăi, foamete și toate celelalte lucruri. Și așa cum am spus, dacă viața noastră este o viață confortabilă, probabil că va trebui să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, câteva lucruri foarte, foarte scurte. M-am rugat Domnului și am stat înaintea lui Dumnezeu, eu știu și nu mă îndoiesc de faptul că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, însă m-am rugat pentru un cuvânt care să fie potrivit pentru noi în această dimineață. Ascultați ce spune cuvântul Domnului fiecăruia dintre noi. În primul rând, viața credinciosului, spune cuvântul lui Dumnezeu, este o alergare continuă. O, Doamne, dacă am avea pauze, ce bine ar fi, nu? Nu, cuvântul Domnului spune în prima parte a versetului 11, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi, fugi, până când, Doamne, să fug, până când ești urmărit, până când ești urmărit și asta va fi pentru tot restul vieții tale. Nu te opri. Viața credinciosului adevărat este o alergare continuă. Care sunt lucrurile de care trebuie să fug, Domnul meu? Versetul 1 din capitolul 6, fugi de acțiunile și de activitățile care ar putea să facă ca numele lui Dumnezeu și învățătura acestei cărți să fie vorbite de rău din cauza ta. Fugi de lucrurile astea. Ferește-te, omule, de lucrurile astea. Dacă până acum am trăit așa foarte, foarte confortabil, foarte interesant, you know what? I don't care ce spune el despre mine. Nimeni nu poate să mă judece pe mine, nimeni nu să se uite la mine, să se uite toți la Domnul. Și ai trăit așa cum ai vrut, cuvântul Dumnezeu, priviți vă rog frumos în versetul 1, dacă puteți să postați versetul, ar fi tare bine. Versetul 1 din capitolul 6, fugi și ferește-te ca să fie cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia vorbită de rău din cauza ta. Ferește-te de lucrurile astea. În al doilea rând, versetul 3, fugi de oamenii care învață. Învățături diferite și plină lumea de ele și America de ele, nu-i așa? Fugi de oamenii ăstea, oricât ar fi de nice cu tine, de școlați, de manierați, fugi de oamenii acestea, fugi de învățăturile lor, ferește-te de ei. Iar putea să fii foarte plăcuți, foarte prietenoși, fugi, omule, fugi de ei.
Apoi versetul 9. Dacă priviți în capitolul 6, fugi de cei care caută și de cei care predică prosperitatea materială. Auziți, oameni din ăștia și predicatori din ăștia? Fugi de astfel de învățături. Și ne rugăm Domnului și postim cu biserica înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm pentru generația tânără, pentru că sunt foarte captivați de lucrurile astea. Noi trebuie toți, copii dragi, tineri dragi, fugiți, alergați de lucrurile acestea. Doamne, câte fug avem în viața noastră, nu? Fugi, fugi, fugi de toate aceste lucruri. Un proverb românesc spune că fuga este rușinoasă, dar e sănătoasă. E rușinoasă fuga de sănătoasă. Varianta biblică spune total altceva. Fuga nu este rușinoasă, deloc. Ea este singura ta șansă. Fugi. Vă aduceți aminte de Iosif cu incidentul acela cu doamna Potifar? A fugit. Și nu a fugit, fraților, din cauză că dacă n-ar fi fugit, ar fi păcătuit. Nu, 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 nu. Iosif a fost un om temător de Dumnezeu și a spus așa, la chestii din astea, nu stăm la povești, nu stăm la vorbe, știu un lucru eu, acum trebuie să pun adidașii pe picioare și să fug. Să fug. Frați și surori, din păcate, și privesc în viața mea, dumneavoastră, vă rog frumos, priviți în viețile dumneavoastră și Dumnezeu să vă binecuvinteze, dar din păcate, foarte mulți dintre noi astăzi am ajuns să aplicăm ispitei, în loc să aplicăm 1 Timotei 6 cu 11, care spune, fugi! Foarte mulți aplicăm 1 Tesaloniceni 5 cu 21, care spune, cercetați toate lucrurile și luați, nu știu ce să luați. Dar nu-i bine, cu ispita niciodată să nu aplici așa ceva. Fugi, fugi. Viața credinciosului adevărat este o alergare continuă. În al doilea rând, frați și surori, viața credinciosului adevărat este o căutare continuă. O căutare continuă. Versetul 11, a doua parte. O căutare continuă. Tu caută o căutare continuă, dar nu aiurea, nu zadarnică. Caută până când vei găsi. Cuvântul Dumnezeu ne spune că noi trebuie să căutăm, dar ne spune exact ce să căutăm. Neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, căutați lucrurile acestea. Ne spune unde să le căutăm, în cuvântul lui Dumnezeu, și ne asigură de faptul că le vom găsi. Matei 7 cu 7, căutați și veți găsi. O căutare continuă. Observați, vă rog frumos, dăruirea apostolului Pavel pentru Timotei. Omule, cunoști Sfintele Scripturi din pruncie, ai învățat foarte multe, știi foarte multe, multe ai găsit și ai descoperit din bunătățile lui Dumnezeu, dar, îi spune lui Timotei, știi ceva? Keep on looking, keep on searching, caută, 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 caută în continuu să descoperi mai mult, caută, caută până când vei găsi toate aceste lucruri, ca să crești în credință, nu te mulțumi cu cât ai găsit până acum, caută în continuu. Și multe găsești când le cauți din fugă, pe fugă, nu-i așa? Dacă le cauți așa, adormit, găsești puțin într-o zi, dar dacă ești foarte grăbit, găsești foarte multe lucruri, nu-i așa? Cuvântul lui Dumnezeu spune, caută, caută aceste lucruri. A venit în Austria odată un tânăr la un violonist după un concert extraordinar și a spus tânărul violonistului, wow, aș fi în stare să-mi dau toată viața să pot cânta ca tine. Și violonistul s-a uitat la tânăr și a spus, omule, eu m-am dat toată viața să pot cânta ca mine. Mulți dintre noi astăzi, Doamne, Doamne, cât aș vrea eu să fiu de neprihănit, de evlavios, să am credință, dragoste, răbdare, blândețe, aș da orice. Really? Easy! Caută-le! Caută-le! Cum de nu suntem mai sfinți, fraților, mai temători de Dumnezeu, mai... Caută, caută și vei găsi. Te încurajez și te îndemn în această dimineață. Simt prezența lui Dumnezeu în casa lui în această dimineață. Dumnezeu îți vorbește. Caută, schimbă ceva astăzi. Schimbă ceva astăzi. Teme-te de Domnul, bucură-te în prezența lui Dumnezeu, dar fă ceva. Doamne, de astăzi înainte caut. De astăzi înainte alerg. În al treilea rând, cuvântul Domnului spune, viața credinciosului este o luptă continuă. Nu-i de ajuns, Doamne, că fug, alerg, Doamne, caut. O luptă continuă. Ascultați versetul 12, prima parte.
Credinciosul adevărat luptă în continuu, luptă cu credincioșie. Și dacă vei lupta în felul acesta, tânăr, copil drag, frate și soră, vei descoperi că vei avea o grămadă de dușmani. Dacă lupți în felul ăsta, vei descoperi că vei avea foarte mulți dușmani. Viața credinciosului este o luptă continuă, pentru că atacurile diavolului sunt continue. Asta e problema, fraților. Luca, capitolul 4, vorbește despre ispitirea Domnului Iisus Hristos și spune că diavolul face pauze între bătălii, adevărat. Spune că pe Domnul Iisus Hristos l-a lăsat până la o vreme, l-a lăsat, dar diavolul nu încheie războiul niciodată, niciodată. Face câte un break, face câte o pauză și mulți dintre noi probabil ne relaxăm și spunem, nice, fine, și atunci diavolul te lovește când ești mai neatent. Cuvântul Domnului spune această dimineață, frate și soră, luptă non-stop, luptă în continuu. Viața credinciosului este o luptă continuă. Coșbuc al nostru, scriitorul, fratele George s-a născut în Bistrița, scriitorul ăsta Coșbuc, George Coșbuc a fost un bistrițean adevărat, el spune așa într-una din poeziile sale, o luptă e viața, deci te luptă. Până și el și-a dat seama că viața asta e o luptă. Luptă-te în continuu. Luptă-te, spune versetul 12 din capitolul 6, luptă-te împotriva lucrurilor și ispitelor și a păcatelor care te-ar putea determina pe tine să pierzi viața veșnică. Fii atent, luptă-te împotriva acestor lucruri, că s-ar putea să pierzi viața veșnică. Încă un subiect destul de interesant. Chiar poți să o pierzi. Cuvântul Domnului spune că se poate. Se poate să pierzi. Versetul 14, prima parte, luptă împotriva ofertelor și a gândurilor care putea determina să nesocotești poruncile lui Dumnezeu. Ascultați ce spune acolo, dacă priviți în versetul 14, gânduri care ar putea determina să-L nesocotești pe Dumnezeu. Luptă împotriva acestor lucruri. Versetul 16, luptă permanent, luptă în continuu ca să faci parte din familia Domnului Iisus Hristos. Al patrulea punct, am să-l amintesc doar și am să închei. Cuvântul Domnului spune, a patrulea rând, viața credinciosului este o responsabilitate continuă. Ești responsabil, omule, de tot ce faci, înțelege, înțelege în această dimineață. Nu contează cât ești de sănătos, cât ești de bine, ce ai, nu contează. Gândește-te că ești responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare privire, pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare gând, pentru fiecare faptă. Ești responsabil. Spune cuvântul Domnului în versetul 12, a doua parte, apucă viața veșnică. Tu apucă-o, tu acționează, omule, ești responsabil cu lucrurile astea. Pilda talanților, capitolul 25 din Matei, versetul 24, spune acolo robul foarte interesant. Doamne, am știut că ești un stăpân aspru. Și stăpânul îi spune versetul 26, bine, bine, ai știut, dar ce ai făcut? Tocmai de asta ești responsabil, că ai știut. Păi, Doamne, am știut că ești un rob aspru, un stăpân aspru, versetul 25, și mi-a fost teamă de tine, serios. Versetul 27, tocmai de aceea, pentru că ai știut, pentru că te-ai temut de mine, ești responsabil. Versetul 27, versetul 30, luați-i talentul, aruncați-l afară. Suntem responsabili, fraților. Viața noastră este o viață în care Dumnezeu, la sfârșitul ei, va sta pe tronul său de judecată și ne va cere, spune cuvântul Domnului, socoteală pentru tot ce am făcut. Dacă până aici, până astăzi, ai preferat confortul spiritual, frate și soră, tânăr, drag copil, cine ai fi în locul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să începem permanenta fugă, permanenta căutare, permanenta luptă, pentru că spune cuvântul Dumnezeu în versetul 4, noi toți vom fi responsabili de tot ce am făcut, de tot ce am vorbit, de tot ce am înfăptuit. Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Amin.